Salutare, bine v-am găsit. Între fiare. Ce facem azi? Bine, sunt singurul Gigel de aici, care e în blugi, în sală. Atât s-a putut astăzi. Ce facem astăzi? Discutăm despre fiare, dar nu oricum. Despre fiare pe două roți, despre fiare pe patru roți, despre fiare de tras de ele și despre chirurgi, sau mai bine zis, un chirurg. Unul dintre cei mai cunoscuți. Nu doar din Ploiești, ci din întreaga țară, pentru că, fără să vrea, a ajuns la un moment dat vedetă în mass media, un om pentru care am un respect deosebit. Unul dintre puținii care a avut curajul să vorbească despre problemele din sistemul sanitar românesc. A devenit atât de cunoscut chirurgul Dan Oprea, încât la un moment dat aproape că nu era emisiune de știri care să nu îl caute, să spună părerea despre ce se întâmplă în sistemul sanitar românesc. Repet, este omul care a avut curajul să vorbească. Dincolo de neajunsurile sistemului sanitar, mi-am propus ca astăzi aici la ICAR să vă prezint omul din spatele profesiei de medic, de chirurg, un om pasionat, atenție, de motoare, de off-road și de culturism. Dan Oprea, chirurg la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, în ediția iCars de astăzi. Așa a fost să fie, atât s-a putut. Unul stă ca un sportiv, celălalt stă cum poate. Nu există vârstă. Vârsta este doar un număr. Se demonstrează în fiecare zi chirurgul Dan Oprea, căruia îi spun salut. Bună! Bine ați venit pe la noi! Așa. Ne tutuim, mi-a fost, deși suntem prieteni de câțiva buni, mi-a fost destul de greu și mă zice, da, dar eu sunt Dan. Ok. Bine fie, așa că să nu credeți că e o formă de lipsă de politețe felul în care ne vorbim. Dragi prieteni, este greu să înțeleg, dar mă rog, văd cu ochii mei treaba asta aproape în fiecare zi, cum un om se împarte între spital și chirurgie, nu orice altceva, motociclete, off-road și aici, în sala de fitness și forță la Titan Academy. De unde timp? Are ziua mai mult de 24 de ore? Eu cred că dacă ești organizat, cred că reușești să le faci pe toate. N-am reușit niciodată să mă organizez. Ba chiar în ultimul timp, viața m-a obligat, pentru că am decis eu la un moment dat că trebuie să-mi acord și mie puțin timp. Cât de greu a fost decizia? Păi a fost greu până mi-am dat seama. Cred că am ajuns la o stare de burnout la un moment dat în carieră. Lucram de dimineață până pe la 4-5 după amiază, de nu știam de mine, nu știam de casă, nu știam de mâncare, nu știam de copil, nu știam de nimic. Uneori și nopțile de gardă? Nopțile de gardă nu le mai pun și la un moment dat lucrurile astea m-au apăsat atât de tare încât am avut o cădere în plan psihic, cred, și fizic. Cred că a fost un sindrom de burnout, așa numim noi. Și într-o zi schimbăm tot. Mod de viață? Nu a fost într-o zi. A fost un proces destul de dificil. Întâi a fost o cădere în care nimic nu-mi convenea, nici din ce am făcut, nici de relațiile de acasă, nimic, totul era rău în viața mea. Îmi dădeam seama pe undeva că nu este adevărat, dar nu reușeam să mă controlez. Și atunci, ușor, ușor, Irina, fiică mea, zice, hai să facem ceva. Și atunci ne-am dus la not, ne-am dus la pic și am început să facem niște ședințe de not. Pe urmă, tot Irina a venit cu ideea, uite, am văzut un număr de telefon pe Winmark, închiriază ăștia un spațiu, ce îi zice să facem o sală? De cum să facem o sală de fitness? Până la urmă, ne-am socotit noi, am văzut cam ce înseamnă, am vorbit cu oamenii ăia, într-un final am luat decizia și așa a apărut sala asta Titan. Așa a apărut Titan. Și din acel moment am fost o prezență permanentă aici în sală. Deci, nu doar sufletul acestui proiect, inițiator al proiectului, alături de Irina, așa cum spuneai,
Ci și unul dintre cei mai fideli clienți, nu? Da, sunt cel mai fidel client. Cel mai fidel. Este sunt uimitor. Sunt mascota Titan Academy. La un moment dat chiar am publicat un articol și toată lumea a făcut wow, a avut un impact senzațional. A fost în câteva zile sute de mii de oameni care l-au văzut. Nu vine să cred cum a reușit omul ăsta să se schimbe. Dar puțin știu câtă muncă e în spate. Ce înseamnă să fugi de la spital? Bun, nu să fugi în timpul programului, că nu pleacă nimeni din mijlocul unei operații. Să pleci de la spital după ce ai terminat programul și să vii la sală să te antrenezi. Atenție, și aici ajungem unde trebuie să ajungem astăzi, că de asta suntem la iCars. Ba pe motor, ba cu jeep-ul. Ba cu jeep-ul, da. De când pasiunea pentru motoare? Deci până la 40 de ani nici nu le vedeam. Nu vedeam motocicletele și într-un an îmi aduc aminte că începuseră saloanele auto la București și așteptam cu nerăbdare să vină, cred că erau prin luna septembrie, nu mai țin minte exact. Deci asta se întâmpla în urmă cu aproximativ 20 de ani. 20 de ani, da. Și m-am dus la un salon auto și umblând eu pe acolo prin salon cu soția mea, Ortansa, am ajuns la standul BMW. Și în standul BMW am văzut o motocicletă, o văd și acum, era o motocicletă neagră și avea designul ăla de motociclete clasice cu dungulița albă pe margini, la aripi, la... Fai de mine, când am văzut motocicleta aia, am stat, cred că, două ore acolo, m-am învârtit în jurul ei. Oamenii de acolo mi-au spus, domne, hai să urcă-te pe ea, m-au urcat pe ea, mi-au pornit-o, fai, am plecat bolnav de acolo. Și în momentul ăla am știut că vreau să fac motociclist. M-am dus imediat, mi-am căutat instructor de moto. L-am găsit pe nea Mihai, domnul Mihai Ioniță, celebrul Mihai Ioniță, da. Și am făcut școala de moto. Eram așa de nebun încât se făcea întuneric. Și el zicea, hai domne acasă, hai să mai stăm un pic, să mai facem niște opturi. Aprindea farurile de la mașină, el stătea în mașină și eu făceam opturile alea și mă pregăteam acolo să merg cu motocicletă. Excelent. Și așa am făcut școala de moto. Am venit plin de ulei acasă, am stricat un rând de haine, dar nu m-am lăsat. În 20 de ani vreo fractură? Nu, fracturi nu, dar un tendon al lui Ahile afectat, un genunchi afectat, am avut vreo 5-6 accidente am avut. Se spune că nu-i motociclist, cine n-a căzut cel puțin odată. Da. Deci nu sunt motociclist, da. Ok, dar ăsta e un accident când am avut accident. Bun. Și așa a apărut pasiunea pentru motoare. În momentul de față, un BMW, R1200, o bestie de motor. Da. Da. Motor super puternic. Deci până la motocicleta asta știam absolut tot ce apare pe piață. În momentul în care am luat BMW-ul ăsta, am uitat de orice motocicletă. Și ține cont, deci am avut un BMW, un monocilindru F650 GS, a fost prima motocicletă. A doua motocicletă a fost o masivitate. Motocicleta pe care ți-ai făcut mână. O Honda Varadero de 1000 de centimetri cub, cu care am și umblat foarte mult prin Europa. Prietenii mei spun că acel Varadero este Mercedesul motocicletelor. Era o motocicletă formidabilă, dar cred că mi-a luat un an jumate ca să mă obișnuiesc cu ea. Deci atenție, nu este motociclist de weekend. Iese și se mai dă pe aici pe acolo. Nu, omul chiar a umblat toată Europa. Da. Deci problema era când staționam la stop, că n-ajungeam eu bine cu picioarele, trebuia să stau într-o rână. Mă rog, până la urmă m-am obișnuit cu ea și a fost foarte bine. Pe urmă am avut un KTM 990 Adventure, doamne, pe care motocicleta aia am iubit-o extraordinar de tare. Care-i ponderea? Mai mult înclinația către off-road sau către asfalt? Sau și? Enduro Touring. Cred că și vârsta și oasele fragile m-au făcut să evit așa off-road-ul ăsta hard. Sigur că nu s-a pus problema pe drumuri de țară. Așadar, BMW-ul pe care îl și vedeți alternativ în imagini este motorul momentului. Dacă ar fi să schimbe motorul ăsta, cu ce? Nu cred că mai doresc. M-am obișnuit mult cu el. Mi-e foarte drag. Avem peste 50.000 de kilometri împreună
și este confortabil. Eu zic că pentru unul de vârsta mea e o motocicletă de ales. Și mă distrează, pentru unul de vârsta mea. Mă uit la cei tineri care stau cu o cola sau cu un mec în brațe pe canapea în parc, care probabil că psihica au undeva spre 60-70 de ani. Și mă uit la un medic chirurg de 60 de ani care nu vă supărați, dar are 20. Bun, cu motoarele știm cum stăm. Acum ieșim un pic de pe șosea, de pe asfalt cu motorul și cu siguranță o să intrăm în zona de off-road, acolo unde atât mașina, vorbim despre un Jeep Wrangler, nu? Da. Atât mașina cât și șoferul împreună pot să ne ofere un spectacol, un amestec de adrenalină, de pasiune, de când povestea cu Jeep? Povestea cu Jeep-ul este de prin 2012, atunci mi-am luat mașina asta. Întotdeauna mi-au plăcut. De nou? Am luat-o de nouă, da. E și o poveste emoționantă, așa. Tatăl meu s-a întâmplat și a câștigat la 5 din 40. Și a câștigat nici mai mult, nici mai puțin decât 35.000 de euro. Wow! Și 35.000 de euro costă mașina asta. Ei, n-a cheltuit banii ăștia. Mi-a spus că toată viața lui și-a dorit să-mi ofere mie o mașină. Am fost, cred că, iubit și foarte alintat de părinți. Drept care banii ăia au ajuns la mine. Și mi-am cumpărat mașina asta, că n-am avut ce face. M-am bucurat foarte mult. Din păcate, tatăl meu în același an a decedat. S-a săvârșit din viața asta. Măcar a apucat să vadă că pentru mine mașina asta are și... Da. Din păcate, ultimul drum pe care l-a făcut el cu o mașină a fost cu asta. În viață vorbim. A fost cu asta când l-am dus la spital. În zi de 1 septembrie. Și o poveste tristă, dar o poveste de suflet. Da. iCars.ro. Anunțuri auto gratuite. Așadar, avem un Jeep autentic. Legenda spunea că undeva după anii 2000 n-au mai fost făcute Jeep-uri. Pentru că s-a intrat în era modernă și că nu mai e Jeep-ul ce a fost odată. Eu nu sunt de acord, cel puțin în ceea ce privește acest model, un 2.8 CRV. Și vremurile de astăzi sunt frumoase, mai ales când te joci un pic în afara șoselei cu un Wrangler Sahara. Vreo dezamăgire, ceva, vreun minus la modelul ăsta? Deci eu cu modelul ăsta nu am avut probleme. În afară am schimbat două becuri și acum la 120.000 de kilometri m-a lăsat ambreiajul. Pompa de ambreiaj? Da, doamnă, asta mă rog, asta e consumat. Am ambreiajul și i-am făcut și distribuția cu ocazia asta. Era cazul. Bun. În rest, absolut nicio problemă. Tocmai de asta, absolut, pentru că vorbeam despre legende și despre ce se spune, că nu mai sunt ce au fost odată. Într-adevăr, sunt modele comerciale, așa cum este Compassul de la Jeep, mai ales de când au fost preluați de Fiat. Wranglerul a rămas Wrangler. A rămas Wrangler, da. Și merită. Cred că are motorul, cred că este de origine italiană, dacă nu mă înșel, la modelul ăsta. Da, au la bază de când au fost preluați de concern Fiat, au la bază motoare dezvoltate de Italia. Motor cu putere mare la cuplul la turații joase. Ceea ce e foarte bine. Mie îmi place foarte mult. Se înfice în depășiri. Da. Este destul de dinamică. Eu am făcut și un drum în Italia odată pentru business cu sala noastră de fitness și a trebuit să mă duc acolo la Rimini. Și chiar nu m-am simțit deloc inferior altora pe șosea, pe autostradă. Când începe o zi, la ce te gândești? Dar să spunem că e o zi frumoasă, o zi însorită. Pe ce mă urc astăzi? Pe motor? Pe motor. Pe Jeep? Bine. Da. În primul rând trebuie să mă gândesc la bolnavi, că de multe ori în diminețile sunt alocat, adică prima parte a zilei alocată operațiilor și atunci gândurile mele sunt mai mult legate de pacienți. Dar cum apare un moment liber? Cum? Deci motorul îmi place foarte tare. Ar fi în ordinea pasiunilor. Hai să le punem pe cele trei, pentru că așa am pus și titlul acestei ediții. Bine și un călțar. Adică să punem și profesia. Da. Ce faci, profesie, sala de fitness,
Hai să motoarele lăsăm, sau hai să lăsăm profesia. Să lăsăm, că... okay, să lăsăm. Asta profesia e separată. Pentru asta, cum să spun, am trăit și am iubit foarte mult chirurgia și o iubesc și acum chiar la fel de mult, chiar dacă nu mai am eu puterea, chiar cum aveam înainte, să operez ore în șir, nici nu mi-aș dori lucrul ăsta. Dar din cele trei, pe primul loc aș pune motocicleta. Pe primul loc motocicleta. Pe primul loc motocicleta, da. Am avut 20 și vreo 2 de ani un prieten, de motociclism, așa, intens. Când, chiar când a apărut, că toți suntem cu Jeep-ul acum, când a apărut pasiunea pentru SUV-uri, pentru off-road? A venit așa, după motocicletă. Deci întâi motocicleta și pe urmă am zis, bă, să avem și noi o mașină mai de drumuri proaste, nu știu ce. Am avut o Toyota RAV4 care mi-a plăcut mult și pe urmă am zis, doamne, trebuie să trecem la un off-road adevărat, un off-roader adevărat și m-am gândit la Wrangler. Ăsta m-am sudat în București și mi-a plăcut foarte mult. În cazul în care veți ajunge să conduceți un asemenea model, să știți că nu o să vă dezamăgească, indiferent dacă îl scoateți în afara șoselei sau sunteți cu el pe asfalt. Mai ales că acum am înțeles că sunt și mai plăcute pe șosea, fără să-și piardă calitățile de off-road. Dar eu mă bucur că e un motor cu cilindree mare. Acum au apărut astea de 2 litri și 2,2 litri. Sunt cam jucare alea. Care, da, mi-am văzut, au cuplu mare, dar nu știu cum o fi în timp. Prefer un motor de ăsta mare, obraznic. Obraznic cum este căluțul care căluțul a fost... Căluțul ăsta ne-a îndrăgit. Mă scuzați că stau așa, trebuie să mă ocup un pic și de el, pentru că cere să fie mângâiat. În momentul în care nu-l mai mângâiem, dă cu capul. Ce faci și vă lași? Apropo, și pasiunea pentru animale. Da. Am copilărit la munte, pisici. Da. Nu, pisicile nu, le omoară căței. Nu. Pisicile, din păcate, nu. Dar toți câinii mei, în afară de asta mică zara lui Irina, ăștia nu sunt de rasă, niciunul nu-i de rasă. Toți luați de pe la pădure sau din stradă. Ziceam mai devreme și cu asta vom încheia. Urmând, vă spuneam din grafică să aflați mai multe despre acest Jeep Wrangler. Mă întreabă un prieten, îi spun la un moment dat, zic că o să filmăm o ediție iCars. Da, știu, te mângâi. Cu chirurgul Dan Oprea și zice, auzi, întreabă-l ceva, că l-am tot văzut la sală. Zice, nu-i tremură mâna la operații după ce trage de fiarele alea, după ce vine cu motorul la operații. Există vreo problemă din punctul ăsta de vedere? Nu, n-are nicio legătură. În primul rând că bisturiul nu-i condus de mână, e condus de minte. Deci mintea conduce bisturiul, nu mâna. Eu nu cred în chestiile astea cu mână sigură. Mintea, dacă mintea e limpede și clară și dacă știe ce are de făcut, atunci totul decurge normal. Mulțumesc mult de tot pentru această ediție. A fost o plăcere. Ar fi fost, evident, mult mai multe de povestit. Probabil că e așa un film artistic din viața chirurgului. Hai, zi și tu ceva. Dragii mei, atât pentru ediția de astăzi. iCars, mulțumim lui încă o dată chirurgului Dan Oprea, cu care sunt convins că ne vom revedea și în alte ediții. Poate facem una cu o Toyota la un moment dat. Facem cu o Toyota, da. O să vedeți o adevărată surpriză și acolo. Până data viitoare, numai bine.